Maria nu a avut părinți de la naștere. A fost crescută într-un orfelinat și nu înțelegea de ce nu avea propria sa familie. La urma urmei, cineva nu-și poate abandona pur și simplu proprii copii, ceea ce înseamnă că mama ei nu a părăsit-o de bunăvoie. Probabil că s-a îmbolnăvit sau a murit. Altfel, ar fi venit și și-ar fi luat fiica înapoi. Când Maria era bolnavă, rănită sau speriată, plângea ca toți copiii și își chema mama, dar în schimb doamna Alina, îngrijitoarea, venea și o lua în brațe, o mângâia așa cum ar fi făcut-o o mamă. În acele momente, Maria dorea ca durerea ei să nu dispară niciodată. Își dorea ca această femeie blândă și plăcut mirositoare să nu o lase niciodată să plece, dar nu a fost întotdeauna așa. Dar înainte de a continua istoria, nu uitați să ne dați un like și să lăsați un comentariu dacă vă plac astfel de povestioare. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Cu voi este canalul Smart Child, vizionare plăcută. Deseori erau și alte îngrijitoare de serviciu, care erau serioase, aspre și stricte. Nu îi lăsau pe bieții copii să se apropie de ele și, preluând tura, își făceau doar datoria, fără a dori să împartă măcar o mică parte din căldura lor cu cei abandonați. Îi spuneau Mariei să tacă din gură și o bruscau, precum doamna Tatiana și doamna Cristina, care lucrau și ele ca îngrijitoare. Mă enervați cu toții! Ridicați-vă și plecați de aici! Mergeți să faceți temele!" spuneau ele. Copiii în acel moment erau speriați și uitau cum îi cheamă pe ceilalți din jur. Se supărau, urau și refuzau să se supună, dar nu puteau schimba nimic. Doamna Alina era diferită. Ea știa întotdeauna să găsească o cale chiar și pentru cei mai incontrolabili copii. A încercat să le facă soarta tristă mai suportabilă, ajutându-i, dacă nu cu fapte, atunci cu sfaturi. Cu toate astea avea o căldură deosebită față de Maria. Îi părea rău pentru această fetiță cu ochi mari și cenușii, în care îngheța un fel de teamă de neînțeles față de viața crudă. Uneori doamna Alina o lua pe Maria la ea acasă în weekend, iar acolo fetița se juca de bună voie cu fiul ei, Silviu. Acesta era cu 2 ani mai mare decât fata și se comporta așa de parcă este fratele ei mai mare. Mariei îi plăcea foarte mult și aștepta cu nerăbdare când doamna Alina o va lua din nou acasă. Ea nu avea soț, locuia cu mama ei în vârstă, bunica Nina, și Silviu, fiul ei, iar Maria credea că era cea mai bună familie din lume. Odată Maria a fost în vizită la doamna Alina și în timp ce aceasta gătea prânzul, fetița desena lângă televizor. A început o emisiune și dintr-o dată Maria a uitat de creioane, fără să-și ia ochii de pe ecran. Doamna Alina nici măcar nu a înțeles ce se întâmplă la început. Iar când a intrat în camera în care se afla fata, a văzut că aceasta cânta. Nu doar un cântec, ci un fragment dintr-o arie, repetând-o după Maria Callas, care se afla în emisiune. Fata avea o voce clară și scotea note destul de înalte, iar doamna Alina a încremenit în ușă cu gura deschisă. "Maria, cum reușești să faci asta?" a exclamat femeia. "Nu știu, este foarte ușor," a răspuns fata și a zâmbit. "Draga mea, tu ai un adevărat talent. Ascultă luni am liber și vom merge la profesorul de canto. Vreau să fii ascultată de un adevărat maestru. Sunt sigură că ai un viitor minunat. Ai dori să cânți pe scenă, nu-i așa?" "Vreau!" a dat Maria din cap, așteptând cu nerăbdare ziua de luni, care promitea ceva nou și neobișnuit, care i-ar putea schimba viața. Trezindu-se de vreme luni dimineața, a așteptat cu nerăbdare sosirea doamnei Alina, dar ea din anumite motive se reținea. Fata stătea lângă geam, temându-se să nu-și piardă profesoara iubită. Dar timpul trecea și doamna Alina nu venea. Maria a început să se îngrijoreze dacă nu cumva a uitat de ea. Însă doamna Alina se ținea mereu de cuvânt, nu putea să-l încalce așa, pur și simplu. Când Maria a refuzat cina și încă stătea la fereastră înghițind lacrimi de supărare, doamna Tatiana, profesoara de serviciu, a venit la ea și a început să o certe pentru comportamentul său prostesc. Vrei să mergi la culcare flămândă? Ce alte noutăți mai ai? Grăbește-te și vino la masă. Toată lumea aproape a terminat de mâncat. De ce ar trebui să mă ocup singură de tine? Haide, de ce te holbezi atâta la geam? Femeia a apucat-o de mână pe fată și a tras-o. Maria a izbucnit în lacrimi. Nu, aștept pe doamna Alina. Mi-a promis că va veni. Doamna Alina nu mai este printre noi. A fost lovită de o mașină în această dimineață și a murit. Acum grăbește-te să mănânci și du-te la culcare și taci odată din gură, de ce urli ca o sirenă? Certurile aspre îngrijitoare nu au doborât-o pe fată. Ea a continuat să plângă amarnic în pat, simțind fizic durerea pierderii. Dar noaptea s-a transformat în zi și a urmat alta. Săptămână după săptămână, lună după lună și ani după ani. Toate identice. Maria a crescut și cu cât creștea, cu atât mai puțin o răneau. Doar râdeau de ea în timp ce cânta, imitând interpreții melodiilor. Adesea, fata se ascundea în baie sau în tufișurile de liliac și cânta îndelung, inventând sau ascultând o melodie. Într-o zi, Maria, în vârstă de 15 ani, s-a dus la directoarea orfelinatului și a rugat-o să o ajute cu lecții de canto. Îmi place să cânt, doamna Olga. Auzi tu, Maria, pleacă de aici, eu pentru tine timp n-am. Am controale unul după altul, îmi pare rău, dar nu am timp de melodiile tale. Maria a plecat mai întâi în curtea orfelinatului, apoi pe stradă, apoi tot mai departe. Nu atrăgea atenție la drumuri, doar mergea și se uita în jur cu melancolie. Orașul își trăia propria viață, fiecare avea propriile griji, familii și afaceri. Și nimănui nu-i păsa de ea, până când dintr-o dată a văzut o bătrână care traversa strada pe o trecere de pietoni când semaforul era verde. Se grăbea, dar tot nu a reușit să ajungă. Semaforul a clipit ultima oară și a devenit roșu. Șoferul nerăbdător a unei mașini de pe șosea a claxonat. Mașina a oprit brusc, dar bătrâna, speriată, și-a scăpat geanta și s-a așezat, acoperindu-și fața cu mâinile. Șoferul, îmbărbat în toată firea, a sărit din mașină și a început să țipe la ea, folosind un limbaj vulgar, dar Maria a venit în ajutorul ei. Cum îndrăzniți?" i s-a adresat fata șoferului. Nu veți îmbătrâni niciodată? Nu vedeți că bătrâna este speriată?" Lasă-ți bunica să stea acasă dacă nu poate merge pe drumuri. Nu, asta dumneavoastră nu ar trebui să fiți lăsați să ieșiți din casă, deoarece nu știți cum să vă comportați cu oamenii. Maria a ajutat-o pe bătrână să se ridice în picioare, a adunat rapid obiectele care căzuseră din geantă și a însoțit-o pe drum. Mulțumesc, dragă, am fost atât de speriată, încât chiar a început să mă doară inima. Am crezut că voi muri chiar aici," a spus bătrâna. Sunteți bine acum, mai aveți încă mult de trăit," a zâmbit fata. Cum te cheamă, micuțo?" Maria Popescu," a răspuns ea. Așa scrie în pașaportul meu, dar pe dumneavoastră?" Ionela Petrache," a răspuns bătrâna. Maria, te grăbești undeva? Poate mă poți însoți până acasă. Locuiesc în apropiere." Fata a fost de acord, iar doamna Ionela Petrache i-a mulțumit pentru bunătatea sa. Când au ajuns, bătrâna a servit-o cu ceai, iar în timpul conversației a aflat că doamna Ionela trăia singură și nu avea copii. Lucrurile pur și simplu nu merseseră bine în viața ei. Fata a ascultat politicos poveștile bătrânei, a simpatizat cu ea, apoi și-a luat rămas bun și a plecat cu regret, gândindu-se că nu putea să mai stea și să o deranjeze pe bunica cea bună. Maria și-a petrecut cele 2 zile libere la piața din oraș, oferindu-se să ajute la vânzarea fructelor. A spălat, a măturat, a dus gunoiul, a făcut toate treburile murdare. Iar vânzătoarea a hrănit-o, fericită că a găsit un ajutor atât de util. Maria și-a petrecut noaptea în gară, alegând o bancă discretă în colțul îndepărtat, iar luni dimineața fata s-a dus la teatrul de operă, în speranța că va găsi acolo pe cineva care să o audă cântând și să o ajute să ajungă mare. Nimeni de la teatru nu a acordat atenție fetei prost îmbrăcate. Toată lumea era ocupată, incredibil de ocupată. Și în cele din urmă, un bărbat sever și cu un aspect important a întrebat-o pe Maria. "Ce faci aici, hoațu? Cine te-a lăsat să intri?" Nu, s-a bâlbâit Maria cu teamă. "Eu cânt pe stradă." "Atunci du-te și cântă acolo, ieși afară sau chem paza." Fata s-a speriat și a fugit din teatru, dar s-a întâlnit imediat cu doamna Ionela. Bătrâna a exclamat de bucurie și apoi a întrebat-o. "Maria, ce faci aici plină de lacrimi?" Fata i-a povestit bunicii tot ce s-a întâmplat. Doamna Ionela a fost foarte surprinsă și a întrebat. "De ce nu mi-ai spus atunci că ești orfană și că îți place să cânți? Și unde ți-ai petrecut noaptea, în gară?" "Ei bine, draga mea, nu este atât de simplu. Așteaptă-mă aici. Mă duc la biroul de contabilitate al teatrului să-mi iau ceva bani. Au încurcat plățile și îmi datorează ceva. Oh, am uitat să-ți spun, eu sunt cântăreață de operă. Am lucrat în acest teatru toată viața mea. Acum mergem acasă. O să te ascult și apoi ne vom hotărî ce facem cu tine. O să te învăț să cânți singură. Așteaptă-mă, întorc repede." De atunci, Maria a rămas să locuiască cu doamna Ionela. Bătrâna a fost impresionată de abilitățile vocale ale fetei și a început de bunăvoie să o învețe tot ce știa ea. A trecut mai puțin de un an și Maria a început să-și încerce norocul la concerte de caritate, iar când doamna Ionela și-a implicat vechile relații și a anunțat pe toată lumea că Maria era nepoata ei, în fața fetei s-au deschis atât de multe uși la care nici măcar nu visaseră vreodată. Au trecut 10 ani, iar atâta timp cât doamna Ionela încă mai era în viață, Maria nu a părăsit-o niciodată, refuzând chiar și concerte profitabile. Și, deși bătrâna era supărată pe nepoata ei adoptivă, în sinea ei era foarte recunoscătoare. Dar odată ce bunica a plecat din viață, Maria a acceptat orice propunere și a cântat peste tot unde a fost invitată. A mers și în străinătate, dar era deosebit de încântată să urce pe scena teatrului său natal, de operă și balet. Într-o zi, în drum spre casă, Maria a văzut un băiețel de aproximativ 5 ani. Stătea în fața vitrinei unui magazin și se uita la oamenii care alegeau prăjituri și produse de patiserie. Maria, care nu-și uitase niciodată copilăria, nu a putut suporta. S-a apropiat de băiat, s-a așezat în fața lui, luându-l de mână. "Bună, micuțule, de ce stai aici singur? Și cum te cheamă?" "Alexandru", răspunse băiatul. "Stau aici pentru că visez." "Despre ce anume visezi?" "Este ziua de naștere a tatălui meu și aș vrea să-i cumpăr un tort de ciocolată, dar nu am bani. Atunci când voi fi mare o să-i cumpăr toate torturile de ciocolată din lume." "Unde este tatăl tău?" "Acasă, nu poate ieși la plimbare cu mine și mă lasă să ies singur doar pentru puțin timp. Nu se plimbă singur, merge doar în scaun cu rotile și nu avem mamă, ea a murit." "Hai să mergem împreună la patiserie, Alexandru, și să alegem niște dulciuri și un tort de ciocolată pentru tine și tatăl tău. Apoi vom merge la magazinul acela și vom cumpăra o mulțime de lucruri delicioase." Maria i-a întins mâna băiatului, care și-a pus cu încredere mânuța subțire în mâna ei. O jumătate de oră mai târziu au ajuns la ușa veche și uzată a apartamentului lor. Maria a deschis-o cu cheia pe care o avea băiatul și au intrat înăuntru. Din bucătărie se auzea tatălui spunând: "Ai ajuns la timp, tată, iată termin să pregătesc cartofii." "Uite cine e aici!" Copilul a alergat fericit spre tatăl său, iar bărbatul uimit a văzut-o pe tânăra frumoasă, cu pungi în mână. "La mulți ani!" a zâmbit ea și l-a lăudat pe fiul său grijuliu. Bărbatul s-a uitat scurt la băiat, apoi a ridicat din umeri și a spus: "Îmi pare rău, este încă atât de naiv, nu avem nevoie de nimic." Nu, l-a întrerupt Maria, Nici măcar nu vreau să aud asta. Cum vă cheamă? Silviu, a răspuns el. Îmi pare foarte bine să vă cunosc, iar eu sunt Maria. Așadar, Silviu, ajutați-mă să despachetez bagajele astea. Altfel îmi vor cădea brațele. Bărbatul a început să o ajute cu ezitare, apoi brusc s-a uitat la ea. Ați spus că vă cheamă Maria? Am cunoscut odată o fată pe nume Maria. Asta a fost cu mult timp în urmă. A fost eleva mamei mele. Una dintre sacoșe a căzut din mâinile Mariei, iar ea s-a întors încet spre bărbat și i-a spus: Tu ești Silviu, fiul doamnei Alina! Dumnezeule! Într-o explozie de emoție, Maria și-a aruncat brațele în jurul prietenului său din copilărie. I-a acoperit fața cu sărutări ca și cum și-ar fi întâlnit un frate pierdut de mult timp. Când toate emoțiile s-au potolit un pic, Silviu a povestit că după moartea mamei sale a locuit cu bunica, apoi aceasta a murit. După ce a slujit în armată, Silviu s-a căsătorit și a făcut un băiat pe nume Alexandru. Trăiau bine și, deși nu aveau prea multă avere în familie, aveau suficient pentru o viață modestă. Și-a cumpărat chiar și o mașină. Soția lui, Olga, și-a luat permisul de conducere, îndeplinindu-și astfel visul de mult timp. Într-o zi mergeau cu mașina să-l ia pe Alexandru de la grădiniță, când o altă mașină l-a tăiat brusc calea. Iar Olga, pierzând controlul asupra automobilului, nu a putut reacționa la timp. Accidentul a fost teribil. Olga a murit pe loc, iar alte două persoane au decedat. Silviu a fost dus la spital în stare critică. Medicii s-au luptat mult timp pentru viața lui, iar în cele din urmă a început să se recupereze. Apoi a aflat că se punea problema să-l trimită pe Alexandru la un orfelinat. În tot acest timp, el a trăit cu rude îndepărtate. După ce a fost externat din spital, Silviu a vândut apartamentul, a plătit datoriile, iar cu banii rămași a cumpărat acest apartament cu o cameră. Așa că acum așa trăim, a ridicat el din umeri. Dar destul să vorbim despre noi, spune ceva despre tine. Voi povesti, doar că nu aici, în altă parte. Pregătește-te, Silviu, veți locui cu mine și nu-ți uita documentele medicale. Îți vor fi de folos când vei trece prin tratament în cele mai bune clinici din lume, a spus Maria cu încredere. Au trecut 3 ani, iar Maria și-a terminat spectacolul și și-a văzut soțul stând în picioare în spatele culiselor. Silviu ținea în brațe un bebeluș nou născut și zâmbea. Mami, copilul vrea să mănânce, a spus el. Maria a zâmbit. Adu-o aici, dragul meu. Hrănește-o și mergem să-l luăm pe Alex de la fotbal. În ochii Mariei se putea citi fericirea. Avea o casă, copii, soț, o familie adevărată și iubitoare la care visase din totdeauna. Dacă v-a plăcut acest episod, atunci nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul nostru și să împărtășiți acest videoclip cu prietenii și familia. Pe curând!